Aoleo, că nu știu ce fac Dacă vine iară infractoarea asta Și mă prinde aici Și acum sunt și Bebe Foxy și Rebecca acasă Noroc că nu e mami Că nu mai trebuie să-i mai explic Dar trebuie să le explic la Bebe Foxy și la Rebecca Ce mă Tati, fac mi foame, faci ceva? da, și Rebecca ceva Da, sigur că da, Bebe Foxy Da, uite. uite Uite acum, uite acum, vă pregătesc ceva mâncărică Stai așa să vedem a, vă gătesc ceva Ce vreți să mâncați? Sandwich a... Cartof cu brânză Cartof prăjit cu brânză? Da, rasă, deasupra a, Ia stai să vedem Uite aici, cartof prăjit Gata, vă duc acum Vă duc acum unde e mami? A, mami a zis că pleacă Stați aici să mâncați păi Bine. Da, 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 uite aici, gata Ți-am adus ție porția bebe Foxy Ia să vedem uh, tati, și Rebecca Cine m O, stai puțin Cine ești? Cine ești? Au, oh, no, ce cauți aici, infractoare cu sabia aia? Ia un loc aici, uite că spun niște cartofi să mănânci, ia un loc. Doamne, zici că e, e un clov, e un clov, nu bebe Foxy. Da, wow, tati, ai angajat clown pentru noi? Da. Tati, și Rebecca să ne distrăm. Ia uși Rebecca, vezi, ți-am că tati e tare. Da, 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 sigur că da, fetele mele Păi uh, Am mi-au adus aici un clovnă costumat în pirat Ca să se distreze aici cu voi Yay, ce tare, petrecere la noi acasă Da uh, la nu, 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 nu e nevoie, nu e nevoie, bebe Foxy, nu e nevoie Stai așa că ție nu ți-am adus uh, cartofi, Rebecca, să stai cu minte acolo infra... Uh, clovnule, să stai cu minte, clovnule acolo hey. dacă faci uh, prostii. Ia uzi, unde mi-ai pus banii? Uh, după ce îmi dai banii și actele, am nevoie să-mi dai o cameră unde să dorm. Ai făcut bine că nu mai ai spus poliției că te tăiam cu sabia. A, uh, uh, da, și vreau să fac și mie o porție de carpe prăjiți cu brânză. A, uh, gustul copilăriei mele, foarte bun, foarte bun. Ai înțeles? Deci, hai, te tot cartofii prăjiți și ce? Mă pui să fac curat? Că să faci tu curat, ai înțeles? Așa și să te, te duci să-mi dai o cameră neapărat pentru că nu somn și nu cumva să anunț poliția că te tai. Și le tai și pe fetele tale dacă aud că ai sunat la poliție, ai înțeles? Hai că mă pun la masă ca și cum nu s-a întâmplat nimic și să vii să faci tot ce ți-am zis, ai înțeles? Bună! De parcă nu i-am dat înainte o porție de cartofi prăjiți, mai vreau una infractoarea după ce că vine și își lasă ilegalitățile la mine acasă, mai vrea încă o porție de cartofi prăjiți. Tati. Uite aici o porție Tati. de cartofi Tati. prăjiți. Tati, cartofii. A, nu e infractoare, bebe Foxy, Așa este ai de... Zis, No, este de la circ Bebe fox, este un fel de clovd Vino după mine Pardon, clovdule Vino după mine Stați un pic aici, fetelor, da? Să stați cu menții aici da, 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 să stați aici să mâncați, să, să stați acolo Vino aici, ce cauți, zioana miaza mare, acasă la mine Hai că am o cameră undeva ascunsă și de acolo, nu, adică nu o să te găsească nimeni acolo Și nici nu prea e folosită de către noi camera, uite aici așa, haide, haide după, după mine, hai, hai pe aici unde ești infractoare nebună care ești tu Care vitul la mine în casă Uite aici o să dormi Pe jos undeva îți găsești un loc să dormi, bine? Și ce se presupune aici? Să dorm cu ursuleții? Îți bagi joc de mine? Vrei să te tai? Cum să dormi eu cu ursuleții? Nu mi-a plăcut niciodată de Teddy Mai ales roz Vreau un Teddy albastru Roz nu-mi place ce ne facem. Știi ce? Mă pot să te aplaud, adică ce ești un tată responsabil, vă să zic, că te tai, ai înțeles, te tai și banii mei unde să-mi dai banii, ai înțeles, și să vii cu și să nu că călcați aici nici tu, nici uh, mucoasele tale de fice, că le tai, ai înțeles, și să nu zici la nimeni, la nimeni că Toamne și dar mai termin odata cu tăiat ăla, tu tot tai, 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 tai toată ziua tai. Ce bagajea te bucătare dacă vrei să tai. Toamne, până nici infractorii nu mai sunt au fost dată frate. Trebuie să mă duc acum să iau cumva de acolo geanta cu bani să nu mă vadă fetele. O, Rebecca, ce faci pe Foxi Stați la soare. Da, Uh, ba da, da, m-am dus, știi care e treaba? Clovnul care a venit de la circa aici la noi A venit de departe și trebuie să rămână o noapte acasă la Băi, noi dar de ce ai dus clovnul în camera noastră de joacă că te-am văzut? Păi auzi, bebe Foxy, uh, păi trebuia să doarmă undeva că nu mai avea tren asta să meargă cu trenul. Ah, super! Da, stii? dar să, ne, dar da, vreau să rămână secretul nostru Să nu ziceți la mami că doarme clovnul la noi acasă, bine? Da, clar Super so Bine, Rebecca? Da, bine. Știu că tati a zis să, zic, să țin secret faptul că avem un clovn infractor în pod Dar nu mă pot abține și le dau mesaj tuturor prietenilor mei să vină la petrecere Bebe Foxy. Sper să nu-și dea seama Fetele că o să vin cu geanta De bani Ia stai așa să vedem Cred că era pe undeva pe aici Prin dulap Aha aici era geanta ah, Trebuie să mă uit așa Să văd nu se uită Bebe Foxy Rebecca nu se uită Bun gata fug repede fug repede fug repede Hmm dar m-am gândit La ceva mai bine Cred că o să fac altceva. A, dacă i-aș da eu bucata la infractoare și aș rămâne și cu banii și aș chema poliția și toți banii ăștia vor fi ai mei pentru că poliția nu o să știe că banii sunt aici. Ia stai așa copândesc eu și intru așa cu geanta și când nu e atentă îi dau direct bucata. O infractoare, am venit cu banii! Ia uite aici banii, infractoare! <laughs> Am lăsat-o lată, e inconștientă Am și banii Îi bag undeva aici, așa Ia să mă gândesc, uite aici, îi bag după dulapul ăsta Și ascund și scot telefonul Și sun repede Poliția să vină Să o aresteze pe infractoare Așa formăm la poliție Alo poliția Am o infractoare la mine acasă E întinsă lat aici pe jos Da, i-am dat bucata 1-2 că a venit la mine acasă Cu șmecherii Să veniți să o arestați repede Vă aștept, vă aștept, vă aștept Da, 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 haideți, haideți că am făcut toată treaba Da, 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 merit și o medalie Sigur că da, 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 vă aștept, vă aștept Gata! Și am rămas și cu banii și am rămas și cu infractoarea scoasă din casă! <laughs> Acesta a fost episodul hudinașilor și vulpițelor, sperăm că v-a plăcut, infractoarea este lăsată jos acolo lată, tăticuțul a rămas și cu bănuții. Să nu uitați să rupeti butonul de like și de subscribe, primul link din descriere vă duce către Trovo unde facem episoadele astea jumecheroase. Vă așteptăm pe toți, haideți acolo pe primul link din descriere și noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!